Ok, lume, ce faceți? Bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 5. Aoleu, trebuie să mai faci și Call of Duty Ghost, băga mine și piciorul. Dar o să faci și Call of Duty Ghost. Pentru că trebuie să fac Call of Duty Ghost, cineva trebuie să facă Call of Duty Ghost. Și hai să vedem acum un challenge adevărat. Hai să împușcăm niște păsări. Vrăbiuțe, uite cum a căzut. Nice and steady. Bun, ultima oară am luat acea armă chimică de care avea nevoie domnul agent de pază, securist, fotograf și prozator, agent Steve Haynes. Așa se intitulează prozator, dramaturg și chirurg. Și mi-a spus că se aude foarte bine, deci sunt încântat pentru că am reușit acum să fac și o calitate mai bună pentru microfon. Cu ocazia asta, chiar am văzut episodul de înainte să postez pe celălalt ăla cu hai să salvăm America. Și am rămas, bă, dacă voi chiar n-ați auzit niciun bâzit și a fost tot ok, sincer, chiar mă bucur. Ok. Dar îți dăm totuși, nu știu, parcă am senzația că e prea tare și nu mă auziți. Așa, gata, e suficient acum. I'm so messed up! Oh, chi da, se rompe proști ăștia nici gând. Ia, vedem. Dar vreau să fac și cu Michael, de ce nu pot? Sau pot? Stai, pe ce apăs? Ah, nu pot. Să-mi bat piciorul. Deci Michael, deci să fac neapărat cu Trevor. Dar oare ce dracu aș putea să fac cu Trevor acum? Chiar nu mai țin minte ce am de făcut. Dar hai să ne punem un checkpoint. Hai să ne... Ah, uite mă că avem și casa aici, Trevor, am înțeles. Avem, deci avem de mers, dar sincer nu vreau să mai parcurg atât de mult timp pentru că durează foarte mult până ajungem acolo și deși foarte plictisitor, așa că nu o să mai pierd timpul cu drumul, mă rog, drumul ca drumul, dar pula mea. Și nu pot aici sau unde dracu mă pot? Bă! Bă, bă, stai, bă! Hopa! O, avem rampage! Ia să vedem noi ce înseamnă la rampage. Avem aici un rampage foarte drăguț și frumos. Și eu zic să ne ducem să-l vizităm așa frumos, să vedem despre ce este vorba în acest rampage. Dar avem nevoie de o mașină, deci unde găsim noi o mașință pentru micuțul Trevor? Fă! Mamă, 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 ce pumn, ce pumn! Mamă, vreau să vă trag. Hai mă! Hai mă, vreau să mă bag cu cineva. Hai bă! Nu fugi! Don't run! Don't run! Don't run! Don't run! Că te prind! Oh, lo! Get the fuck out of Doi here, din man. unu! You know who I am? Ce dracu? What the hell is... Deci, what the fuck is this? Terribly unwelcome. Deci, am dat cu pumnul și tot pe ăsta. Rasist! Băi, rasist jocul ăsta, mă jur! De ce l-ai lovit, mă? Bă, ești rasist? Băi, bă, ați văzut asta? Jocul e rasist. Băi, e rasist jocul ăsta. Mă jur. Hai să bem o cola. Putem? Aparatul mă de nu mergi. Ua, asta chiar a fost creepy. Bă, dar eu vreau să cumpăr ceva, un hot dog, vreau, mi-e foame, bă! Bă, mă mă pe poliță și sunt stresat! A, uite mă, uite mă, aparatul ăsta este bun, uitați voi, lume! Bă, minus un dolar, bă! Și poliția este în urma! A, bă, Just what I needed. mamă, mi se de suc! Bă, și eu suc acum! Deci asta a fost cu siguranță cea mai tare fază din GTA 5. Asta, deci asta a fost tare rău de tot. Mi-a plăcut, am dat pumnul ăla și tot pe ăla la bătaie și... Să nu mă descoperă... Bă, Dani Mocan pe fugă. Eu mă feresc de gardă. Mamă, da, Ai, nu, deci nu. Băi, eu cred că tu... Cred că ai...
Eu cred că ai mai dote de sub prin parbriz pe acolo, dote să le vezi. Bă, dar asta a fost cu siguranță cea mai tare fază. Să dați like măcar pentru faza aia, măcar. Să dați like, vă rog eu frumos, să dați un like, că sunt dependent de like. Sunt dependent, sunt nebun. Ghilimele nebun. De fapt, sunt puțin nebun, dar să-i consider că sunt nebun. Dar sunt psihopat. Dar nu sunt psihopat, sunt nebun. De fapt, sunt amândouă. A glumit, nu sunt niciuna dintre ele. Te-va fi plăcut să... Oh, pardon, cer scuze. Ce? Nu. Așa. Deci... Opa. Mamă, dar... Opulu! Bă, dar mi-a plăcut faza, deci asta a fost cea mai tare fază care am surprins eu vreodată. Deci jocul ăsta e rasist. Bă, n-am crezut așa ceva că voi și pasă. E deci, what the hell? Ce ai zis, mă, de mine, mă? Bă, vrei să mă întorc acum după tine? Bă, știu unde stai, îți cunosc șeful. Te dau afară. Da, așa, mă, da, mă, te dau afară de la... Ha, mă, că facem aici 5 ore până la Rampage. Ia, mă, Rampage. Ia, uite, mă, frumos. Uitați-mă pe mine, eu în cartierul... Ferentari. Deci eu aici sunt în Ferentari aici. Deci ăsta e Ferentariul, da? Și cum vin eu așa frumos pe aici, eu trec. Nice piece, dog. Hey, hey, yo, yo, who the fuck is this motherfucker? Hey, what's cracking on me? What you doing around here, man? Me? Yeah, you, motherfucker. You. What? I'm talking to you, motherfucker. Who else you think I'm talking to, homeboy? I'm getting bored of this. What? It's not legally fucking if you do not penetrate. LOL. Shit, man. Fucker. Mam, eram sigur că așa se va întâmpla. Opa, unde ești? Unde s-a dus? Unde? Aolu! Bam, Rampage Rock! Mamă, ați văzut asta cum s-a dus? Mamă, incredibil! Mamă, face... Bă, ce dracu se întâmplă cu mine seara asta, bă? CJ! Bă, CJ s-ar fi bucurat, sincer. Ce faci, bă, te răstignești? Unde mai sunt, mă, că nu văd nimic, adică. A, e sus! Nice and steady, tii! Ia, uite-l! Nu trebuie să se ajungă aici, băieți, îmi pare rău. Ups, dar faci cum face așa, aaa, e tare rău. You lurk in a shadows. Unde? Mă cheamă Dragoș și nu mi-e frică de voi. Unde este șeful vostru, Big Smoke? Go on! Opa! Oh, ridică-te! Mamă, sunt mult rău! Mamă, dar ce prea să-i umor pe ăștia? Opa, unde mai sunteți, bre? No way to cross the line! Aaaa, bine, e bine. E super bine, deci asta a fost Rampage super marf, mi-a plăcut. Tot avea nevoie de o mașină. Yep, salvăm, că de ce nu, de ce să nu salvăm? Da, hai, nu, că hai cu mașina, e tot prea, e prea tare mașina asta, mă jur. Ați auzit și voi melodia din San Andreas? Mamă, prea tare. Hai să punem și un checkpoint aici. Și salut, The GTA Gaming Ro. Hello. Patricia. It's me. I shouldn't have called. Ba da, trebuia să suni. Mrs. Madrazo. Hey. Are you behaving, Trevor? Yeah, sure. Tocmai ți-am urât niște gangster, dar nu-i. Nu se pune. I have to go.
Bă, nu e prea frumos să-ți înșeli soțul, mai ales că e unul foarte bogat. Opa! Și dacă vedeți că am puțin lag, înseamnă că din cauza... că am Skype-ul pornit. Eu de obicei nu am nimic în... dar face și îmi consumă și din memorie, că e... Și Skype-ul consumă cel mai mult din memoria... Am 8 RAM, în caz că mă întrebați. De fapt, dacă vreți neapărat să știți configurația mea, configurația PC-ului meu, e acolo la About, am modificat eu, am editat eu acolo, că era pe vechiul meu PC și acum am, cum se cheamă, am 8 RAM, GTX 960 și ăsta, dar procesorul și asta l-am... That's a funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please, just go and ruin somebody else's home furnishing. Oh, the F is that boy? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? What? Armando. Fuckfest, huh? Guy come in. I'd like you to leave right now. Ah, cu siguranță o să plece. Fii atent. Serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Oh, look, ce voce ai! All right, I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me! Se vede, Trevor, okay? Se vede! Look, Deborah, I love you and I love you too, Floyd! Aolo. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays, you can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my house! Cum face? You go too, Floyd! I told you, I've got a career! Aolo, nu. Opa. Yes. There. You made me swear. You're crap, Floyd. Crap. You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now. You and your weird friend. Whoa. Hey. My name is Trevor, sweetheart. Da. I could give up. Aolo, nu! Te rog, nu! Nu folosi asta! Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Aha, și... Aolo! Oh, hey there, Trevor! Opa! Hey there, Wade. Did you meet Gebra? Ooh, interestingly. Tocmai ce-a omorât-o, da, e. Go say hi. I Why not? Because he's dead. Alright. Let's go have the time of our lives. Oh, holy. Holy. Numele lui Dumnezeu. Pentru toți sfinții. Bă, mamă, dacă aș avea și eu așa un prieten. Oh, well, no, Tim. I can run in and get Floyd and Gebra. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. Damn. No, I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Floyd's trip. Așa, spiritul lui. Oh, Trevor, maybe you got all over yourself. Opa. You're all red. You got syrup? Yeah. Syrup. Accidents. We've all been there. We sure have, but... But it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Just no licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and... And you stopped in Sandy Shores to get lit and you met a dealer and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw him, it was with you. Driving out to the quarry, and then they just disappeared. Poof! Right? I mean, they were gone. Some friends, right?
and now cousin Deborah. Whoa. This is where Floyd's gonna meet us, a strip club? Oh yeah. That guy like him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Oh. Here. Right here. Here? Oh. Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hai să nu vreau să am plăcut cu YouTube-ul acum. De asta am vrut să... Ia, suntem acum cu Michael. Finally. A ajuns și el acasă. Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah. I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentleman's Club. All right, message Franklin. Deci vă mulțumesc că ați tot urmărit acest episod. Nu uitați să vă abonați, dați like, comment, share și subscribe. De fapt, stați o secundă că vreau să vă mai vorbesc despre ceva. Dar nu știu despre ce aș putea, că aș vrea, nu știu, că nu ai vrea să încheie așa episodul, e prea urât. Să vorbesc despre... cum se cheamă? Despre... Stai că am o grămadă de subiecte, fapt, știi, când nu filmez, am atunci subiecte, dar acum fix, acum chiar nu am niciun subiect de vorbit. Și tocmai m-am... cred că așa alege unul. Dacă se merită să faci YouTube în România. Că totuși nu știu dacă am făcut. Sincer, YouTube, mă rog, dacă vrei să faci neapărat de șchitit pentru bani și chiar nu vrei să depui distracție pe... așa, părerea mea, eu vă dau așa un sfat celor care vor să se apuce de YouTube. Acum știu că nu sunt de la că gen Bobo Spider, gen Pink sau Codrin sau eu știu altceva, dar vă dau și eu un sfat personal, mă rog, un sfat personal și nu cred că ține neapărat de subscriberi sau de like-uri. Cu asta, eu unul cu asta am învățat, am evoluat și eu. Și totuși m-am uitat, acum fac așa o mică paranteză, m-am uitat peste vlogurile mele, peste genul, let's play-urile mele, gen la Mafia 2. Și avea o calitate audio proastă, deci nu poți să spui că avea o calitate de gen cum se aude acum sau cum se auzea acum un an. Și se auzea nașpa, pentru că atunci nu aveam nici experiență. Adică să zic, bă, nene, știu să-ți dau un sfat pentru YouTube, știu să-ți dau un sfat pentru nu știu ce. Părerea mea, YouTube-ul faci din distracție, nu pentru că vrei neapărat să faci bani din treaba asta. Mă rog, PewDiePie, nu știu cât la sută face din distracție, știu că asta e slujba lui, poate că îi place, adică nu știu ce să zic, adică nu vreau să nici să dau în alte să spuneți că, mamă, eu... Acum se mai trezesc cu unii oameni spunând că eu îl invidiez pe PewDiePie sau altceva. Sincer, niciunul dintre voi nu cred că ați ajunge la nivelul lui PewDiePie, mai ales în România. Și chiar dacă ați ajunge, nu cred că ați ajunge ca nivelul lui PewDiePie. Tu de-abia și ați ajunge la 10.000 de subscriberi. Mă rog, 10.000, nu chiar... Nu sunt chiar așa imposibil, dar se ajunge greu, adică nu se ajunge gen peste noapte sau peste o săptămână. Acum depinde și de noroc, știi că aici e important și norocul pe care îl aveți. Cum să faci YouTube, cum să te apuci de YouTube și ce trebuie să ai în vedere? Deci, oleu, în primul rând, când trebuie să te apuci de YouTube, trebuie să te gândești să fii serios. Adică să-ți propui un timp, un program, de exemplu. Bă, uite, mai întâi încep cu o prezentare a mea. Mă numesc Cutărescu. După aia după aia faci un video, nu știu. Faci un video, dar să fie HD. Nu trebuie neapărat să faci 1080 de pixeli. Nu la început. Wow, ce casă șmicheră. Dar 720 de pixeli e foarte, foarte bine. Apoi ce mai urmează? Urmează calculatorul să fie unul decent. Chiar dacă nu poți să rulezi cele mai noi jocuri, dar măcar să le faci HD și sunetul să fie clar, fără bâzâit.
Mă rog, dacă ai un mic bâzi pe fundal, treacă de la treacă, treacă meargă, că nu acum nu ești, nu ești tu bărdă la mare cu 10.000, 1.000 și 140 de miliarde de subscriberi, dar zic că un microfon decent, nu știu ce microfon să vă recomand. Vă recomand și eu unul cu puf, unul cu de la așa, sau puteți cu Razer dacă vreți. Părea sau așa. Deci eu eventual când am început să fac YouTube, aveam un microfon, deci nu aveam nimic performant așa, adică bine, calculatorul pentru vremea aia, pentru 2012 când îl aveam, să știți că era performant, dar microfonul și asta nu erau performante. Și cum se cheamă? După ce am văzut și voi că am evoluat, am început să-mi schimb microfonul, am început să-mi schimb placa video, vocea mea nu mai era acum, adică acum sincer dacă mă duc la un video de acum 2 ani sau acum 3 ani, să zicem, se vede, adică aveam vocea prea avea subțire cum aveam și cum se aude acum. Bun, ce mai aveți așa, deci calitatea microfonului, calitatea audio, trebuie să aveți foarte bine acum cum randați. Păi puteți să randați cu Movie Maker, cel mai simplu program, nu trebuie să faceți nimic complicat în el. Mai aveți Camtasia, sincer, de la o vreme m-a cam dezamăgit. În sensul de ce? Pentru că înainte făcea, în momentul când dădeam ad să bag videoclipul, să randez gen pe bara aia de jos, cum avea, în timeline, să zic așa, poate știți voi. Mi se modifica vocea, adică nu era la fel ca oricum s-a făcut în clip. În clip se auzea bine, în Camtasia, în timeline, se auzea prost. Și asta m-a cam enervat și am renunțat la el. Mi-a zis, frate, nu știu, stai să faci vocea, să păstrezi originalul, trebuie să-mi-l modifici tu. Și am renunțat la el. Am făcut cu bani, cu Movie Maker-ul, că este simplu și e chiar ok. Deci da, Movie Maker, Camtasia, puteți dacă vreți, Power Director, sincer, mi se pare că nu știu dacă ar randa cu el vreodată, dar nu sunt sigur. Așa. După ce asta, deci am discutat despre render, calitatea audio, video. Acum cu ce să mai zic eu, puteți să cereți, de exemplu, un YouTuber român, gen, să zicem, mai să spun unul care, să zicem că v-ar putea să vă ajute, este, ar fi Bobo Spider. Acum nu vreau să, cum se cheamă, să... Acum nu știu cât vă ajută el sau cât așa, pentru că nu știu dacă de promovare... Nu, dar ar putea să arunce un ochi peste canalul vostru și să vă dea un sfat, pentru că un sfat este gratis și binevenit de la oricine, adică nu ți-a decât, ți-a decât 5 minute din viață să-ți dai un sfat, mă rog. Și așa vă puteți crește. Ceea ce vă recomand eu pentru voi este să aveți, de exemplu, o voce mai matură. De exemplu, cum am eu, sau cum are GTA Gaming Raw, sau cum are Hiroshima, sau cum are Gen Bobo Spider, să nu aveți o voce foarte pițigăiată, pentru că deranjează la ureche și, cum se cheamă, deranjează la ureche și nu e plăcut, adică fără nicio supărare. Deci nu vă spun cu răutate, vă dau niște sfaturi utile pentru toți. Deci nu v-am zis o curăutate, bun. Stați că vreau să mai... și mi-a pierdut ideea. Deci asta cu vocea. Deci puteți să mă așteptați până când vă mai maturizați așa și apoi începeți să faceți YouTube. Foarte bine. Și dacă vă gândiți la bani, părerea mea este că degeaba o faceți și eu zic să nu vă... eu zic să vă luați gândul, pentru că nu o să reușiți. De ce nu fac bani? Sincer, încă deocamdată nu m-am gândit la faza asta. Nu că mi-ar fi acum imposibil să aplic sau nu știu ce. Dar, sincer, deocamdată nu vreau deocamdată, nu știu, pe viitor. Și eu fac clipurile din distracție. Eu nu le fac pentru nimeni. Eu le fac pentru că îmi place să fac YouTube, e un hobby de-al meu. Sincer, și ce vreau să vă mai dau, două sfaturi. Mă rog, un sfat este să nu copiați pe nimeni.
Momentul dacă copiați, de exemplu, și o serie, de exemplu Minecraft, acum vă spun la modul general, am văzut foarte mulți YouTuberi așa că s-au apucat de Minecraft doar pentru a-și atrage subscriberii sau doar pentru a nu știu ce. Sincer, mă rog, acum nu știu motivul vostru, poate să fie greșit ceea ce spun. Dacă vă place jocul ăla, e foarte bine. Dar nu încercați să copiați acea persoană sau să imitați, să imitați jocul sau să... Jocul, nu neapărat. Adică să imitați felul cum face acea persoană. De exemplu, nu știu, pe Codrin, să zicem. Vă place Codrin și poate că dacă voi îl imitați, poate că aveți succes ca și el. Nu e. Pentru că asta atrage hating. Și hating... Și la un moment dat vă întrebați de ce am hating. Pentru că încercați să copiați. E, de exemplu, ceea ce apreciez eu este originalitatea. De exemplu, top 8 face chestii top, nu știu ce, cele mai fricoșătoare, nu știu, păduri, cele mai fricoșătoare orașe sau cele mai bizare povești. Astea sunt chestii care e originală, care eu, cel puțin, eu n-am mai văzut pe YouTube, gen în România să se facă așa ceva. Am văzut foarte, foarte mult la americani. Bine, știu că Metapasta a început să facă de asta, dar top 8 și atenție cad mere fac și altceva, nu numai povești de groază. Și asta e chiar, sau de exemplu, make-up-uri. Cum să te fardezi, să zic așa. Și ți arată, e chiar interesant. Și chiar, gen, te gândești că sunt oameni care chiar vor să facă asta și chiar sunt originali. Și cam asta am vrut să vă spun acum, așa, despre tu și despre nu știu ce, pentru că e un subiect care, nu știu dacă l-am mai discutat, poate că nu, nu știu că m-ați ascultat, dar acum v-am zis, contează să fiți original, de exemplu, dacă eu mă consider original, sincer, eu nu caut acum să copii, deci nu vreau să copiez pe cineva, eu încerc să fiu eu, încerc să fiu exact cum sunt, încerc să... Nu vreau să copii o persoană sau să mă... Așa, eu pur și simplu v-am zis, fac, încerc să glumesc cu voi, încerc să fac niște pointe, să mai râde, să nu fie plictisitor videoul. Am și momente când sunt crizat și când sunt așa, dar asta îi face parte din mine câteodată, da. Deci, cam asta ar fi sfaturile mele pentru YouTube. Sper că v-a plăcut acest video. Dacă aveți și voi ceva de discutat, nu știu, o ceva, cum, nu știu ce, să lăsați în secția de comentarii. Eu am fost Drago și ne revedem data viitoare. La revedere!